felicitări domnului primar și echipei dumneavoastră de la primăria municipiului Buzău pentru atragerea fondurilor europene până în acest moment. Astăzi, la Primăria Buzău a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul de reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii internatului din liceul Larry Coandă. Un proiect foarte util și cu impact semnificativ din punct de vedere financiar. E vorba de o valoare importantă de peste 1 milion de euro, da? Și care vizează cele două obiective majore ale acestei axe de eficiență energetică și anume scăderea consumului de energie primară. Prin proiect o să ajungem la mai puțin de o treime față de cât consumam înainte cu această clădire și de asemenea creșterea consumului de energie regenerabilă. Nu este singurul proiect de finanțare prin Agenția pentru Dezvoltare Regională al Primăriei pe eficiență energetică. Primăria Municipiului Buzău a încheiat până la acest moment, în cadrul axei prioritare 3, axa privind eficiența energetică, clădiri, două contracte pentru clădiri rezidențiale. Sunt două contracte care se referă la reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe, pentru 5 blocuri și astăzi am semnat al patrulea contract pe subaxa 3.1b, clădiri publice, al patrulea contract eficiență energetică școli. Valoarea tuturor proiectelor semnate până acum pe eficiență energetică este de aproximativ 6 milioane de euro, dar primăria mai are în pregătire și alte proiecte pe bani europeni, proiecte incluse în planul de dezvoltare a orașului pe următorii ani. Pe partea de eficiență energetică avem deja încă un proiect depus pe clădiri publice, încă un corp de școală, care se va semna în curând, este selectat pentru finanțare. De asemenea, mai avem două proiecte mari de eficiență energetică, blocuri de locuințe, pentru 7 blocuri și avem în pregătire în acest moment pe proiectul de buget viitor documentațiile tehnice pentru încă 6 blocuri. Am estimat noi o valoare a lucrărilor de 2 milioane și jumătate de euro și încă 10 școli din cele 28 pe care le avem în momentul acesta. De altfel, municipiul Buzău se află pe un loc fruntaș în absorpția de fonduri și a fost felicitat de directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. Am felicitat pentru că au depus proiecte în ceea ce înseamnă eficiența energetică a blocurilor de locuințe, care este o performanță față de alte municipii care nu au reușit să convingă cetățenii să intre în aceste parteneriate. Proiectele sunt de eficiență pe zona rezidențială, sunt proiecte împarteneate între asociația de proprietari și primărie. Deci, în momentul în care asociația nu reușește să convingă 2-3 din proprietari, evident că nu se poate iniția un asemenea proiect. Din regiunea de sud-est a României avem doar 4 municipalități, inclusiv Buzău, care au reușit să vină cu asemenea proiecte. Și din cauza asta mi se pare corect să felicit Buzău, pentru că din 30 și ceva de municipii, nu mai spun că puteau depune și orașele mici, da, în zona de clădiri rezidențiale, Buzău a reușit să se claseze printre primii care au accesat fonduri și mai pregătesc, adică ei mai au proiecte în pregătire. Buzăul se face remarcat și printr-o serie de proiecte inovative pe mobilitatea urbană, proiecte care au fost prezentate în cadrul evenimentului de astăzi. Cel mai mare proiect este reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv pistele pentru cicliști, proiect în valoare de 18 milioane de euro, care presupune reorganizarea și reclintirea a 3 mari bulevarde din municipiul Buzău, unirii ale industriilor și strada Transilvaniei. Vom fi singurii din țară care vom aborda o structură aparte pentru căile dedicate de transport public, care vor fi pe mijlocul străzii pe unirii. Sunt proiecte de mare ambiție, să spun așa, pentru că este foarte complicat să găsești locuri de parcare, variante de parcare, să scoți transportul privat din centrul orașului. Acest lucru îl fac numai orașele foarte dezvoltate,
din Europa în care cetățenii au ajuns la un grad de conștientizare vis-a-vis de poluare și nu este un lucru simplu. Deci faptul că primăria municipiului Buzău a reușit să propună proiectul Dacia, prin care se transformă în zonă pietonală, a reușit să convingă și să vină cu o resistematizare aproape radicală a Bulevardului Unirii. Da? Deci sunt niște proiecte de referință care cred că vor fi proiecte de exemplu și la nivelul altor primării. Chiar dacă robinetul de la guvern s-a mai închis și intră mai puțin bani în bugetul primăriei, edilul șef este optimist și crede că va reuși să găsească toți banii necesari pentru realizarea proiectelor propuse. Astăzi s-a semnat, să zicem așa, doar 1 milion de euro. Per total sunt aproape 6 milioane de euro deja semnați. Până pe 21 martie se vor depune proiecte de circa 70 de milioane de euro. Bineînțeles, căutăm în continuare bani de ăștia ieftini, pentru că proiecte avem foarte multe. Așa cum spuneam și în deschidere aici, Buzău trebuie să se transforme și această transformare trebuie să o ai și pun niște proiecte care să pună acest oraș pe o hartă, hai să zic, serioasă, pe o hartă a orașelor care într-adevăr doresc să aibă un viitor. În total, municipiul Buzău are pregătite 30 de proiecte cu finanțare pe bani europeni în valoare de peste 70 de milioane de euro.